Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Anca Grădinaru, iar astăzi citim Huey, Dewey, Louie și Dorința de Crăciun. Cu câteva zile înainte de Crăciun, cei trei frați, Huey, Dewey și Louie, se uitau încântați în vitrinele magazinelor. Wow, ce sanie Bob minunată, strigă Dewey și trase pe ceilalți doi spre o vitrină strălucitoare. Ce ne-am mai distrat dacă am primit-o de Crăciun, oftă Huey. Dar deja fiecare îi trimisese o scrisoare lui Moș Crăciun cu ce-și dorea. L-am putea ruga pe unchiul Donald, zise Dewey, dar n-am fost chiar cei mai cuminți copii din lume. Pe drumul de întoarcere, cei trei frați se gândiră cum să facă o impresie cât mai bună acasă. Putem curăța zăpada, începu lui. Sau să ne facem paturile, continuă Dewey. Sau să spălăm vasele, încheie Huey și grăbiră pasul ca să se apuce de treabă. În acea zi, Donald fu uimit când se uită pe fereastră și-și văzu nepoții curățând de zor omătul. Iar după cină, rămase și mai uluit când văzu că micuții strânse rămasa și spălară toate vasele. Seara, băieții citiră liniștiți din cărțile lor cu povești. Donald nu mai pricepea nimic. De obicei erau gălăgioși și cam neastâmpărați. Ori le e rău, ori pun ei ceva la cale, își zise Donald. După o vreme, Donald urcă tiptil scările și își vârâ capul în camera băieților. Prea bine ca să fie și adevărat, șopti el. Huey, Dewey și Louie dormeau buștean. A doua zi, Donald se duse să-i trezească pe băieți, dar i-ai de unde nu-s. Mai mult, paturile erau făcute impecabil. Când intră în bucătărie, Donald își găsi nepoții așteptându-l cu micul dejun gata pus pe masă. După ce mâncară, Donald se pregăti să iasă în oraș ca să-i cumpere lui Daisy un cadou de Crăciun. Ne iei și pe noi cu tine, unchiule Donald? Îl rugă Dewey. Vă iau că ce-ați fost tare cuminți toți trei, spuse Donald. Băieții sporovoiau veseli în drum spre oraș. Donald nu-și dădu seama că îl duceau spre un anumit magazin. Unchiule Donald, te-ai dat în sanie Bob când erai mic? Întrebă Huey. He-he, aș putea spune că am crescut pe pârtiile de Bob, răspunse Donald. Ajunseră deja în fața magazinului, când Donald încă vorbea. Era un sport extraordinar și... Ia uite ce sanie grozavă, unchiule, strigară cei trei frați la unison. Aha, deci asta era, zise Donald. De-aia ați fost cuminți ca niște îngerași. Vreți să vă iau de Crăciun? Ei bine... Nici gând. Uitați-vă cât costă! Și împinse de lângă magazin, luând-o înainte pe stradă. Înainte să ajungă acasă, Donald începu să aibă remușcări. Copii, sania voastră e încă în stare bună. Vă puteți distra de minune cu ea, le zise el. Fără tragere de inimă, Huey, Dewey și Louie se apropiară de sania lor veche sprijinită de un copac. Bine, unchiule Donald, dar o sanie Bob ar fi mult mai drăguță, ziseră ei triști. În acea noapte, după ce băieții se culcară, lui Donald îi păru rău că fusese atât de aspru cu nepoții lui. Se gândi să le facă un cadou surpriză de Crăciun și să le cumpere totuși Bobul, așa că dădu fuga la magazin. Dar când ajunse acolo, Bobul dispăruse. Donald îl întrebă pe vânzător, dar acesta îi spuse că fusese vândut și că nu se mai găsea altul în oraș. În drum spre casă, Donald era tare amărât. Ce mă fac acum? Se întrebă el. Băieții nu i-au cerut o sanie de felul ăsta moșului, iar eu n-am de unde să o iau. A doua zi, micuții dădură fuga în oraș să caute sania Bob. Dar când ajunseră la magazin, n-o mai găsiră. De trei ori, ura pentru unchiul Donald! Chiuiră ei. Ne-a cumpărat-o! De acum trebuie să fim la fel de cuminți!
că Donald nu le cumpărase nimic, deși căutase pretutindeni. Toată noaptea se foi neîncetat în somn și visă numai boburi. În dimineața Crăciunului, Donald sări ca ars din pat. Îi auzea pe Huey, Dewey și Louie cum chiuiau de bucurie. Coborâ în fugă la parter. În sufragerie își găsi nepoții uitându-se pe fereastră. Uite, unchiule Donald! Strigaseră ei. Afară, în zăpadă, era o splendidă sanie Bob. În jurul ei se vedeau urme de copite mici și în omăt era scris un mesaj. Moș Crăciun văzuse ce cuminți fuseseră băieții și le lăsase un cadou special. Țopâind de bucurie, Huey, Dewey și Louie ieșiră afară să se dea cu sania în dimineața de Crăciun. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.